Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Bine v-am regăsit la un nou episod. Vă anunț oficial că ne-am deschis o lume, lumea abonaților, împreună cu Houdini. Deci Houdini și Foxy este lumea noastră comună și ia uitați aici o grămadă de abonați. Băi, ia uitați cum aruncă pe sus! Ura! Mamă, salutare ce tare! Salutare tuturor! Salut! Salut! Ia uitați, nici nu mă văd! Mamă, ce drăguți sunteți, băi! O să vă las link în descriere pentru cei care doriți să intrați în lumea mea și a lui Houdini și să ne jucăm împreună aici, băi, ce tare! Și dacă vă place această serie, nu uitați să rupeți butonul de like, să share-uiți la toți prietenii voștri și să vă abonați neapărat! Bun, acum hai să vă arătăm, mamă, ce drăguți sunteți! Opa, dar vreau să spun eu ceva înainte, Foxy, să arăți. Acum Foxy filmează de pe contul meu, pe contul ei are o vulpiță super, super drăguță, are un schimb pe caracter care este vulpiță, doar că acum are pisicuța asta pentru că filmează de pe contul meu. Să nu uitați că este foarte, foarte important să rupeți acolo butonașul de like și de subscribe și acum o să vă arate Foxy căsuța ei. Mamă, ce drăguț sunteți, uite, zici că e pantalinul, uite, pisicuța, uite, da. Tot ce vrei pe aici, ia uite. Ai acolo jos calo, ai văzut? Da, wow, am cadouri mamă, aici. Mamă, ia uite ce acolo, Foxy. Wow, găini, purcei, cal, tot ce vrei. Mamă, băcuți, au intrat toate acolo. Băi, ce cadouri minunate am aici de la abonați. Băi, ce tari sunteți, cum poate să-i episodul mâine dimineață. Stai să scriem aici, mâine dimineață la 8:30 postăm. Al, postezi ăsta primul? Super! Dimineață... Ce-am scris aici? Dimineață la 8:30. Și 30 de minute. Aoleo, aoleo, vezi că ai pus diez. Și 30 de minute. Ăla-i, Forțini. Wow, că nu văd nimic de voi, dragilor. Ce stai așa cu scutul la mine? Ce stai așa cu scutul la mine? Bun. Hai să vă arăt căsuța mea, stai să mă dau mai încoace să se vadă. Aceasta de aici este căsuța mea pe care mi-am construit-o. Toți cei care am apucat să intrăm aici pe lume își au construit câte o căsuță și aceasta este căsuța mea. Stai bă, ce faci la mine în casă? Dar acum văd, Foxy, că ai acolo înlocuit un bloc sau ce l-ai pus tu? Nu, cred că mi-a pus cineva covor. Am înțeles. Deci aceasta este căsuța mea, acesta este patul meu. Ia uitați, aici doarme vulpița. Bine, când sunt vulpița, acum sunt cu skin-ul ăsta că filmez de pe contul lui Houdini. Ia uite, băi, ce faci acolo la geamul meu, mă? Ce faci, mă, acolo? Încearcă să-ți dărâme casa. Nu-mi dărâmă casa, ce faceți voi, ce drăguți sunteți, măi, simpaticilor, mă. Așa și, nu știu, mă atacă sau mă iubesc, nu-mi dau seama. Eu cred că te iubesc, Foxy. Ia, ce pantalin, ia uite, ce frumos sunteți, vai. Piu, să nu văd de ochi. Așa. Apropo, serverul este deschis 24 din 24 de ore, însă puteți să construiți doar atunci când primiți permisiunea de la noi. Adică, practic, puteți să intrați să vă uitați, însă nu puteți să construiți decât atunci când noi activăm construcțiile. Ok, și acum să vă arătăm ce căsuțe avem aici. Aici este teritoriul lui Zerpeni. Hai să vedem ce căsuțe are. Le inspectăm pe toate, să vedem ce s-a întâmplat aici. Ia uite, bă, ce pat alb are, mișto are aici și pus este aici crafting table, o grămadă. Da, hai să și vedem. Un furnal acolo frumușe. Ce are aici? Grădină și porci înăuntru. Vezi să-i fugă porci, închide ușa. Închide ușa, Foxy. Stai, nu pot să trec de porci. Mamă, e gras porcul ăla. Stai. Wow, cum ies? Pe unde ies? Pe acolo, da, nu știu dacă merge. A pus ca să nu iasă porci, cred. Dar nici eu mă cadrez la categorie. Gata, uite. Aoleo, închide. Haide. Te-am închis acolo. Gata, l-ai închis pandalin acolo cu porcii. În continui drumul. Bună. Așa, și ne-am construit lumea aici, am laștină, am vrut să avem ciuperci și așa mai departe. Hai să vedem mai departe ce sunt construite pe aici. Următoarea căsuță este pe partea asta și vedem o văcuță aici. Casa lui Alex Negru. Dar tot te voi fulga de aici, să intru.
Opa, ia uite ce are aici. El locuiește în pământ, oare? Nu știu, dar are o gaură în pământ acolo. Are o gaură în pământ, nu știu, trebuia să fie ceva. Ok. Și cam atât ai casa lui, interesant, dar nu știu ce face cu gaura asta în pământ. Nu știu nici eu, poate se ascunde acolo. Hai să vedem să ieșim iară. Următoarea casă este a lui Sabrina. Opa! Dar ce aveți voi toți cu săpături de astea în pământ? Nu care știu. E faza? Care e faza? Uite care și scări așa din pământ acolo la început. Ia să vedem. Te poți urca așa pe casă. Mamă, ia uite că își făcea terasa aici. Da, cred că încă nu e gata. Dar uite, văd o căsuță aproape gata acolo în stânga. Sau e gata de tot. Ia ce frumos, ce acoperiș mișto și ce priveliște. Wow, și asta de aici n-am văzut-o. Mamă, e șmecheră și căsuța aia, da? Hai să coborâm să vedem. Mamă, ce mișto căsuțele abonaților. Vulpițe, hudinaș și o vacănușă. Ce mișto e și aici. Da, ia uite, ce e aia, nu știu. Cred că acolo poți să pui ceva să crească. Ia de click dreapta. Uite, am pus pâine. Ai pus pâine și s-a întâmplat ceva. Wow, șmeche. Știu, foloseau sătenii chestii din astea, dar nu știu exact la ce se folosește. Ce tare. Îți dă îngrășământ sau ce naiba. Uite că țopă e acolo, deasupra. Da. Și cepat albastru, mișto, foarte mișto și casa asta. Ia uite ce tavan are. Și-a pus butoaie deasupra, vezi acolo în stânga? Să depoziteze chestii. Foarte tare, foarte faină casa. Mamă, ce te uiți așa la mine? Ce te uiți așa la mine? Albăstrelule. Mamă, hai să mergem, vaca asta nu mă lasă să trec. Bun. Golf chicken teritori luat. Opa, ia uite acolo sub, mamă. Și-a făcut mina aici, nu intra că poate te pierzi, Foxy. Mamă, minează, s-a apucat de minat aici. Da, au căutat care diamante. Era următoarea casă pe listă. Era, uite, una acolo în dreapta, mai încolo, așa, du-te prin apă. Nu, în față, da, acolo. Față era? În față și un pic dreapta, uite acolo, vezi? Bun, asta am sărit-o. Da. Uite, steagul României mai departe. Nu-i României, Foxy. Da, cui? Nu știu, cred că e steagul Ungariei, dar nu sunt foarte sigur. Da, e roșu, galben și albastru. Ai că este, ăla albastru? Da, roșu, galben și albastru, e a României. Ce-i cu din, nu-ți cunoști drapelul? Păi ăla e verde, nu e albastru. Mie îmi pare a fi albastru, nu știu. Lasă că te duci până acolo și vezi. Hai să vedem ce avem aici. Avem pat, n-avem, în rest. Putem dormi și pe jos, sigur. E frumos, ai ce terasă are aici. Ei. Da, e super șmecher. Asta cred că e tot mină. Da, e tot mină. Ah, da, e tot mină. Dacă e în pământ, e tot mină, da. Aici cred că își făcea pentru animăluțe fermă. Probabil, dar trebuie să și prindă câteva animăluțe. Aici este teritoriu. Aici am intrat, nu? Căsuța asta, da. Am intrat. Da, da, e cu groapa aia acolo în pământ. Deci cam atât au fost construit în partea asta, nu? Restul peste drum. Da, uite, mai sunt acolo. Mai e căsuța mea, mai e un bârlog acolo, văd că... Cineva și-a pus doar... Ia uite. Și-a pus un crafting table acolo, da, probabil înainte să intre în... Înainte să intre în... În casa asta de aici am fost, cred că nu. În mină, da. Ai fost cam peste tot aici, trebuie să treci drumul. Ui, ce departe e casa aia, dar pare foarte mișto. Mamă, e pe apă făcută. Uai, o să ajungem și acolo imediat. Hai să mergem la casa lui... Pudini! Asta e căsuța mea, Foxy! Mamă! Așa arată căsuța mea! Mamă, ce drible au făcut pe aici! Ce mișto! Hai să intrăm! Ia frumos, uite! Parchet! Îți place? Ce zici? Și patul e mișto! Mamă mia! Trebuie să mă văd la tine aici! Mamă, ia uite! Frumoasă căsuța hudinașului, așa ai? Mișto la Hudini aici! Îmi place, mă mut la tine! Nu te-ai mutat la mine, Foxy! Sau vin la curat, glumesc, te primesc! Foarte mișto, foarte mișto. Aici ce ți-ai ascuns? Un crafting table e ascuns acolo. Hudini, ajutor, sunt închis. Unde? Aoleu, a rămas închis. Lasă că se salvează. Ajutați-l, vă rog. Ajutați-l. Cineva să-l ajute. Nu mai furați cadou. Ia uite aici, nu mai furați. Hai să mergem la casa asta de peste apă, care arată foarte mișto. Mamă, frumoasă căsuța. Este oare a lui Dublin Table? Ia să vedem dacă citim numele. Uite-te sus acolo. Da, este chiar el. Păi ce mișto. Stătea aici la căsuța lui să-i vezi căsuța. Hai să vedem. Băi, ia uite ce prag de apă are. Ia fii atent, Hudini. Are prag de apă. Ah, da, interesant. Să se ia vadă apa. Ia și câine de are pe tine. Are un câine. Uite, ești tu ăsta. Băi, ce fa... Oh, ce cer mișto. Mișto casa, îmi place. Ia uite. Ia uite ce mișto e casa. Ce frumos sunte. Iute, m-am pupat din ea. Oh! M-am pupat. Foarte mișto, îmi place.
Și ce casă mai avem de explorat? Acolo peste drum, uite, trebuie să fie casa lui Darius acolo. Ce? Darius are o viloacă. Trebuie să mergem pe ce? Uite, morcov, cineva și-a pus morcov. Morcovețe, da. A, uite, mai e încă o căsuță aici, sus, nu știam de ea. Păi, asta mai este vreuna în da, mai e asta? Viloaca cu steagul. Ah, da. Dar tot aici, după. Ia uite, casa, life is a game. Ok, hai să vedem. Pat albastru! Mamă, e drăguț, uite, cu scări, cobori în casă, cum ar veni. Hai să ne uităm și aici cum arătăm. A, frumos, frumos, așa. Se potrivește albastru cu portocaliu ăsta. Îmi place, uite ce bine ies în evidență. Foarte frumos, îmi place, 10. Foarte frumos. Aaaa, e României cu din. Aia e României, da. Credeam că e verde. E roșu, galben și albastru. Da, credeam că e verde, alb și roșu. Asta-s două case aici, fii atent. Mergem întâi la asta cu steagul. Băi, are și tablouri, ești nebun, ce tare. Pe bune, steagul României. Are și tablouri în casă. Ăsta e palat aici. Da. Casa bogată, Darius VIP. Wow. Mamă, dar stai puțin, că aici s-a întâmplat ceva. Ia uite că s-au distrus. Dar cum intri în casa asta? E cu schemă, trebuie să deblochezi alea acolo. Să dai click pe ele. Du-te lângă ea. Și acum dai încă o dată click pe ea. Și acum poți să mergi în față. Wow, ce tare! Ia să vedem cine știe să treacă. Știi să treceți? Nu cred că știe nimeni. Nu știe? Stau acolo la intrare. Ia uite să gândesc cum am intrat. Nu știu cum să intre. Mamă, ia uite ce tare e. Da. Mă simt ca în Harry Potter aici, cu cartea asta magică. Ia uite, băi, are și tablouri cu unii care se bate aici, fac karate. Karate Kid. Ia să vedem ce are la etaj. Aici are doar steagul. Wow, dar e mișto rău, băi. Chiar arată șmecher steagul. Da, palat. Uite, mai e o proprietate peste drum. Și ce mai e aici? Hai să vedem. Uite, are găini pe aici. Hai să vedem și ultima proprietate. Cred că e ultima asta, nu? Da, asta ar trebui să fie ultima. Iarte! Au venit pe aici! Iarte! Au venit să se uite la tine. Iarte, ce șmecheris! Strângarii, ia uite-i! Băi, ce cute! Ia uite-i! Le fac cu mâna de pe acoperiș! Salutare! Ia uite-mă! E și cu steagul! Băi, ce mișto, nu cred. Nice. Bun, stai să vedem și ultima casă și ea. Mai e o casuță? Da, mai e o casă peste drum. Ah, ok. No, acum vezi că trebuie să ieși. Du-te la aia din dreapta, ridic-o sus. Întâi, acum du-te lângă ea, las-o jos. Și acum mergem în față. Ok, și ea, de peste drum cum ajungeam la ea? Era pe sus, stai. Pe sus, da, urcă pe acolo pe sus. Și te duce și ea pe acolo. No, bun. Hai să vedem, ultima căsuță este asta de aici. Ah, este în construcție, văd că. Nu e chiar gata. Hai să vedem ce căsuță mai avem aici. Avem și nume Casa Dulcet Singer. Ah, uite, bă! Asta e tare aerisită. Da, cum am dau seama și eu. Da, chiar e aerisită asta, căsuța. E mișto, îmi place și patul. Hai să vedem. Ia uite ce faci să vede steagul de aici. Ia uite. Mamă, dacă nu-și face acoperiș și vede steagul măcar. Deci cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Vă aștept în lumea noastră a lui Foxy și a lui Cutini, lumea abonaților. Vă pup, nu uitați să vă abonați. Vă las link în descriere cum puteți intra aici. Și Instagramul meu este foxy.insta. Pa, pa!